Da, am revenit, ați asistat în prima parte la o altă, la un alt război pierdut din păruială, start. Da. Mică vedete păruială. Contra presă. Niciodată nu o să văd un război câștigat de vedete. Dar e bine că oamenii încep să aibă atitudine, pentru că sunt cazuri, iată ca și acesta, în care se cam... Vedetele se răcioiesc la presă. M-a rugat, da, m-a rugat Dinu și Dea să fac o precizare. Nu au vrut să cânte la emisiune, ca semn de protest la adresa celor care spun că se folosește de orice pretext pentru a cânta. El a venit doar să lămurească această problemă și asta cu cântatul... Și eu am să protestez în seara asta și n-am să mai mănânc măr. Măr... măr în jos. Și vreau să spun că toată țara o să fie în extaz și mâine toată presa o să scrie că Dinu Maxer n-a cântat la emisiunea lui Capato și Stoian n-a mâncat măr în semn de protest. Stoian n-a mâncat măr în semn de protest la adresa celor care spune că oricum arată ca un dăla cu mărul în gură. Spun că sunt mai mulți ca Patos, nu vorbi ca Loci Cârciumaru. Cum? Ai zis spune. La adresa celor care spune. M-a întâlnit în halul. Vorbești ca Loci Cospătaru. Îți aduc două. Băi, nu cred, o să mă uit. O să mă uit pe înregistrare. De la raliu pe coastă ți se trage. Dezacordurile mele se numără pe degete de-a lungul vieții. Adică vreo cât ai venit... Te-a luat valul. Probabil că m-a luat valul. Nu m-a luat valul, în schimb, în weekend. Când vă spuneam de altfel încă de joi seara că voi fi onorat să accept invitația de a fi copilotul triplului campion național din acest an, Daniel Onoriu. Ei bine, m-am dus, m-am dat cu mașina... Și ai venit întreg. Da. M-am dus, am văzut, am învins. Întreg la oase, că la cap oricum nu ești. Am învins el. Este o senzație extraordinară. Probabil că cei mușcați de automobil știu deja despre ce este vorba. Noi ăștia, ăștia care încercăm și noi să facem pe piloți așa până în aglomerația de București, când prindem și noi o linie dreaptă și dăm tare, ne credem mari zmei, ei bine, nu trăim nici 10% din senzațiile pe care le trăiești într-o mașină de curse, într-o mașină de raliu, respectiv, pentru că despre o astfel de mașină este vorba. Așa că m-am gândit să nu rămân numai eu cu filmarea din weekend, ci să vă împărtășesc și dumneavoastră. Și l-am chemat alături de mine pe triplul campion național, Daniel Onoriu. Bine v-am găsit. Iată, ca să-ți mai treacă emoțiile, te-am dat în grijă a Biancăi să te aducă viu și nevătămat. De altfel, tu știi să rămâi viu și nevătămat, pentru că povestea ta de viață este una care a demonstrat asta. Pe lângă faptul că, așa cum se spune și probabil știți noastră, mari campioni sau cei care reușesc într-un domeniu la un nivel atât de înalt sunt niște oameni de un extrem bun simț și liniștiți și foarte timizi. Exact acesta, așa este și Daniel. Deci pe lângă toată această poveste, el are o poveste de viață absolut incredibilă. A avut un accident de motocicletă, în urma căruia a stat 9 zile în comă. Zile care probabil că nu vrea să și le mai amintească. Dar ți-ai adus aminte vreodată de ce s-a întâmplat în perioada aia? Când ți s-a rupt filmul definitiv? În momentul în care s-a izbit cu motocicletă. Nu, stai că poate nu, să se aducă. Ziua aceea, în ziua accidentului, am uitat-o definitiv și mi-am revenit, adică am început să-mi aduc aminte după ce am ieșit din spital. E bine, 9 zile de comă profundă, alte săptămâni și luni de chin pentru a-și reveni, multe operații, vreo 7, 8, înțeleg? Vreo 20. Ah, 20. 20 de operații de la gât până la laba piciorului. Închipuiți-vă câți dintre dumneavoastră ar fi avut puterea să revină, să se apuce de automobilism, pentru că accidentul l-a avut pe o motocicletă, și în numai 3 ani să devină triplu campion mondial. Pe mine m-a fascinat... Național, te rog. Da. Și poate cine știe... Încă nu l-am bătut pe lume. Da, îți urez să
să ajungi chiar campion european și poate chiar mondial. Nu știu câți dintre noi ar avea puterea asta și nu știu unde am ajunge dacă mulți dintre noi ar avea voința asta și în alte domenii. Ei bine, el a avut-o. O să vă rog să urmăriți câteva imagini din acea perioadă tragică prin care Daniel a trecut. Este o filmare emoționantă pe care au făcut-o prietenii lui. În momentul exact, în zilele în care el se afla în comă în spital, ei au făcut un gest absolut impresionant. Haideți să-l vedem împreună. Nu se înțelege foarte bine finalul acestui filmuleț. În momentul în care el se afla în coma, așa cum ați văzut în acele imagini, prietenii lui au scris cu flăcări jos numele lui, 1941, este indicativul de concurs, în speranța de a-l trezi din comă mai repede. Ceea ce, iată, s-a și întâmplat. Și nu numai că s-a trezit. Da, nu-mi place mie să merg cu două roți. Da. Hai să revenim la... A spus o melodie, parcă ar fi filme de groază. Păi... Cam păi sunt că imagini, de groază a fost. Sunt imagini de groază. Hai să revenim la lucrurile vesele. A ieșit campion acest an reușind să îl înfrângi în primul rând pe mentorul tău, pe Titi Aur, cel pe care îl divinizai, nu? Nu, asta e cel mai important. Mă rog, contează când elevul și își depășește, da, profesorul. Mama a fost bine, m-a simțit bine. Titi Aur, legenda Titi Aur, nu? Un mare pilot. Exact. De 8 ori campion național. L-am avut adversarul meu principal în acest an. Eu am câștigat de mai multe ori, au fost două etape în care a câștigat și el. Și ne-am bătut până la un moment dat. Motorul când lui s-a dat seama că matematic nu mai poate ieși, nu? Motorul lui s-a stricat și a abandonat întrecerea. Nu a fost singurul concurent cunoscut de noi, cei de pe margine, mă rog, noi știm numele astea care, mă rog, uite, Mihai Leu a făcut istorie în box, l-ai avut și pe el? Nu, Mihai Leu nu mai concurează acum, dar a concurat în campionatul național de raliu. Nu ai fost adversar? Am fost adversar când am concurat și eu până anul trecut la raliu. Ce este absolut spectaculos este faptul că tu ai o mașină mult mai slabă decât, sau mă rog, nu știu dacă mult mai slabă, dar mai slabă. E o evoluție mai veche. Eu am Mitsubishi Lancer. Evo 5. Evo 5, exact. Evo 5 pentru cunoscători. Deja Mitsubishi a ajuns cu acest model la Evo 10. 10. Da. Deci încă deci, la jumatea drumului. Mă rog, deci o mașină, cum ar veni, mașina de serie din anul... Când a fost din 98. Arată? 98. Da. Deci o mașină veche de 11 ani reușește să te propulseze pe primul loc în campionat.